Există elevi care ne fac să ne simțim mândri. Sunt tineri excepționali care au știut exact ce să scrie la probele de bacalaureat, astfel încât să ia 10 pe linie. În toată țara sunt 43, aproape de 3 ori mai mulți ca anul trecut. Cea care a bifat examenul maturității cu 10 absolut este și Livia Coțaga din satul Vasilcău, din Soroca, fiind unica din raion care a obținut o astfel de performanță. Au fost niște ani minunați. Am trecut și prin greutăți, ca orice elev licean, dar prin munca asiduă și prin efort și curaj, și perseverență, am reușit să trec peste toate. Nu știu exact ce, ce profesie aș dori să împrețuișez, dar sunt sigură că voi reuși. Pestea că a obținut nota maximă la toate examenele, au luat-o prin surprindere pe Livia Coțaga. Au fost niște emoții de nedescris, chiar nu m-am așteptat la 10 pe linie, am muncit foarte mult și nu m-am gândit la rezultat, adică am depus un efort asidu ca să mă văd realizată, ca să obțin niște rezultate frumoase. Toți își imaginează că un elev de 10 stă doar cu nasul în cărți și nu are timp liber viață personală, dar nu este așa. Potrivit directorului Liceului Teoretic Constantin Stere, Livia este prima absolventă care a obținut o astfel de reușită în ultimii 10 ani. Sper că o să mai avem încă doi elevi care au șanse reale în urma contestațiilor să obțină și ei 4 de 10. A fost o muncă asiduă pentru a obține așa un rezultat. 3143 de candidați au obținut la bac o notă medie mai mare sau egală cu 8, față de 3026 în 2021. În același timp, 857 de candidați au luat o notă medie mai mare sau egală cu 9, în comparație cu 725 față de anul trecut.